Adică ori la bal, ori la spital. Asta este deviza noastră de astăzi, dar cu siguranță va fi la bal, pentru că avem o emisiune senzațională, un număr de telefon care vă stă la dispoziție dumneavoastră, telespectatorilor noștri dragi, și să trecem la primul nostru invitat, care este un băiat simplu, un băiat venit dintr-un sat din Republica Moldova, dar omul ăsta are foarte mult talent. Foarte mulți îl cunoașteți, în primul rând, de la România au talent, pentru că acolo și-a făcut apariția, după care Andra i-a promis că îl ia în turneul tradițional la un singur concert la Bacău, și de atunci merge în vreo 10 concerte și pleacă și la Londra și în Germania. Da, o să aflați mai multe, pentru că are o poveste senzațională, iar el și-a descoperit talentul, țineți minte, cum povestea la România au talent, în Cireș, când era mult mai mic și cânta acolo. Oleg Spânu, despre el este vorba și îl poftim alături de noi. Și bine ai venit! Bine v-am găsit! Dar ai mai crescut de data trecută. Da? Ai mai crescut. Asta păi e și scopul pic, meu. Erai un pic mai scund, acum ești mai înalt ca mine? Câți ani ai? 16. Oh. 16 ani! Bravo, bă, băiatule, tu o să tot crești! Mai vrei să mai crești mai mare? Da, vreau. Cât vrei să te faci? Maximum 1,90 m. 1,92 m. Da. Hai, perfect, haide să luăm un loc. O să iau telefonul telespectatorului, pentru că poate ne sună și le-am promis că suntem 24 din 24 și dacă nu răspundem la mesaje, e jale. Telespectatorii sunt practic ochii pe noi și vor să fie în contact direct cu emisiunea noastră în fiecare clipă. Ce faci, Oleg? Cum ești? Sunt bine. Merge tot așa cum vreau eu, pe planul meu. Îmi realizez scopurile, visele. Îmi fac piese acum... Am scos două piese despre mame cu ocazia internațională a mamelor. Ziua femeii, ziua mamei. Da, ziua femeilor. Da, tot merge bine. Totul merge bine și acolo e mama ta, care am văzut că filma când ai intrat în direct, o femeie extraordinară. A ascultat piesele și vreau să-mi spui, a plâns când le-ai cântat sau n-a plâns? A plâns. Că dacă a plâns, înseamnă că ai ajuns la suflet și că și oamenii de acasă o să plângă. Da, a fost foarte emoționat, mai ales când și am făcut și videoclipul. Da. Atunci videoclip, chiar poate nu știu dacă se vede, dar îi curgeau și lacrimile când făceam cadrele astea frumoase. Și îi curgeau lacrimile pe bune lui mama. Da. Normal, pentru că știi cum e. E omul care a fost cu tine de mic, bă, nene, de când erai tu mic și îți dădea 100 de lei să te cânți o piesă populară, nu? În limba română. Da. După aia, când nu mai venea curentul și nu mai avea bani, se împrumuta la tine să plătească și curentul. Și eu fiind om bun, așa. Exact, și de asta zic. Da. A mers bine treaba asta, pentru că uite, acum ești oarecum pe picioarele tale, mă, Ole. Câți ani ai? 16. Deci 16 ani, 1,80, că aproape la înălțime. Și asta vreau să zic, că ești pe picioarele tale și te descurci singur, ai evenimente, ai spectacole. Ți s-a schimbat viața așa? Da, mi s-a schimbat. Nici nu m-am așteptat că o să fie așa de fain. Viața de artist, cât e și de ușoară, atât e și de grea. Dacă nu muncești, stai pe loc și mai rău degradezi, mai te dai mai jos pe scară. Degradezi. Da, și... Trebuie de muncit, trebuie de făcut multe spectacole, multe proiecte. Că trebuie să arăt oamenilor că nu degeaba mă urmăresc. Mi se pare firesc. Oleg, oameni buni, a fost la România au talent, a făcut senzația acolo. Prima dată i-a impresionat pe jurați cu muzică populară, iar apoi ai făcut un show de ăsta de Las Vegas, corect? Da. Foarte frumos. Oleg, dar cred că ai mai luat și înălțime și în kilograme, după câte văd eu din imaginele. Vezi că mâncarea de artist pe mașină de prin benzinării se pune? Da. Corect? Da. Oleg, oameni buni, a fost și promisiunea Andrei să mergi într-un spectacol la Bacău, în tradițional 2, Andra și frații Advahov. Și apoi ai prins tot turneul. Ai fost și la Bacău, și la București, și la Cluj. Acum pe 17 martie în Londra, pe Wembley. Wembley, apoi pe 6 aprilie în Germania, la Stuttgart. Cam peste tot. Mulțumesc mult pentru... Nu știu, mi-a vrut că o să merg la Bacău și doar Bacău era wow, și dar acum în tot turneu, nu știu, nu pot să-mi închipui. Da, eu mă bucur mult de tot, pentru că se vadă și românii din străinătate. Pe Wembley o să fie aproape 12.000 de oameni, ceea ce mi se pare uriaș, românii din străinătate, și în același timp și în Germania, pe 6, la Stuttgart, 6 aprilie. Dar asta vreau să le zic cu oamenilor, că peste tot pe unde ai fost în turneu cu mama ta, eu am admirat cum...
ați mers sute de kilometri cu mașina. Apoi ați mâncat după eveniment și ați plecat înapoi pentru că trebuia să ajungi a doua zi la școală. Da. Pentru că vroiai să le faci pe toate. Și mi-aduc aminte și la Bacău când stăteai și mâncai și apoi haide că să pleci. Mama ta conducea și de multe ori vreau să le zic oamenilor chestia asta. Îți spuneam, Oleg, uite, ai cazare aici, pe caz mine, ce ai? Nu, că trebuie să ajungi la școală sau aveai treabă la Moldova. Da. Și mama ta când obosea trecea pe marginea drumului și dormeați în mașină. Da. Pentru că așa faceți. Da. E și greu, da. Trebuie să învăț, trebuie și să mă duc la școală, pentru că sunt primul an la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă și doresc să arăt față, să fiu un elev exemplar. Ce-mi place asta, să arăt față, vorbele din Republica Moldova. Adică să fii cineva acolo, să reușești. Da. Știi, tu spuneam de fiecare dată că tu mereu ai avut bucuria aia, când se vede pe fața ta, că ai o dorință de a cânta. Da, eu când văd că oamenii mă admiră și oamenii îmi dau complimente frumoase, când văd comentarii frumoase acolo, like-uri, asta îmi dă cât mai multă energie și cât mai mult dispoziție să fac și să fac și să muncesc. Pentru că te simți apreciat. Da. Mă simt că munca mea nu-i zadar. Oleg Spân, oameni buni, ca să știți unde le găsiți pe Instagram, pe Facebook sau pe YouTube acolo, da? Și piesele astea le-ai compus tu special pentru Ziua Mamei? A fost ideea ta? Da, a fost ideea că să am piese frumoase, frumoase despre mame, pentru că oriunde mă duc trebuie de cântat despre mama, pentru că mama este tot ce-i mai scump pe lume. Iar mama pentru tine a fost și omul care te-a susținut și omul care mereu te, da, mereu te susținește peste tot. Și prieten, și taxist, și tot, șofer, tot. Tot este mama. Băi, ne mergeți câte 10 ore câteodată în mașină. Și chestia asta nu se întâmplă odată pe lună, se întâmplă poate de 2-3 ori pe săptămână. Da. Voi vă mai certați în mașină? Despre ce mai vorbim? Mai vorbim, mama îmi spune, ia și mai schimb repertoriu, ia și fă ceva, mai public, vorbește cu oamenii, scrii ceva, postează. Eu îi spun, dar nu, că trebuie să fac așa, ca așa. Și să încep, dar la urmă facem așa să fie bine. Dar cu drumul ne deprindem. Deja la București venim ca de la Băs la Chișinău. Cu mașina ați venit? Da, e mai ușor, nu știu cum, prima dată când am venit la România au talent. Foarte greu am venit, foarte greu, în preselecție când am. Îmi părea că nu o să mai ajung la București. Dar deja, chiar și astăzi, repede suntem la Chișinău, repede suntem la București. Și după asta plecați înapoi la Chișinău? Da. Deci dacă e somn, trage pe marginea drumului și dormi? Da, la o benzinărie undeva. Ați avut momente de astea când, nu știu, s-a făcut ziua pentru că ați adormit în mașină? Da, a fost. A fost chiar și astăzi. Mami era somn, era ora 6 dimineața și eu îi spun, hai să tragem pe margină. Ea mi-a spus, hai să tragem pe margină că mi-e somn și da, să dormim o oră și merge mai departe pe urmă. Și când mă scol, e oara 11. Deci era 6 dimineața, da. Când ați zis să trageți o oră, da. Dar pentru că erați foarte obosiți, ați adormit în mașină până la ora 11? Da. Și dar era frică că nu mai ajungi la emisiune? Da, mi-era frică, dacă nu m-am dat deja pe navigator, am dovedim. Mi se pare că chestia asta, fiind cu mama ta pe toate drumurile, vă și apropie așa foarte tare. Da, nu știu, tot ce am pe suflet, spun lui mama, ea e unica persoană pe care pot să-i arăt orice emoție. Tot e pentru mine. Nu ți-e rușine cu nimic? Nu. Și așa trebuie să fie. Mama, cum e pe drumuri? E greu? Să țineți doar microfonul mai aproape. Da, bună ziua. M-am deprins să merg la volan, de acum am a treilea mandat. Am mers foarte mult, distanțe mari, dar acum, dintr-o plăcere, și mai ales pentru copilul meu, ca el să îndeplinească scopurile și foarte scopuri bune,
fost ceva mai rău, aveam să nu pot, aveam să cad, aveam să zic nu, dar văd că merge la bine și îl susțin. Nu vreți să veniți lângă noi mai bine? Poftim? Nu vreți să veniți aici pe canapea lângă noi? Nu. Haideți ca și o floare, nu? Vreți dumneavoastră să stați acolo? Bine, haide că mă duc eu atunci ca să o aud, să o aud și mai bine pe mama ta. Că nici nu aud bine de acolo, de lângă tine. Și atunci vin eu lângă dumneavoastră și vă dau florile astea. De ce aveți lacrimi în ochi? Am lacrimi de bucurie, am lacrimi de mulțumire Domnului pentru că mi-a dat așa intuiție ca să educ copilul într-așa o stare. Și foarte mult am muncit de mic cu dânsul. Până la urmă am rezultate care sunt foarte bucurătoare. Și acum o parte este foarte bucuroasă că el s-a ridicat la un nivel înalt, multă lume îl cunoaște, dar din punctul de protecție e foarte, e mai mare, trebuie să-l protejez și mai tare. Sunt oameni buni, dar sunt oameni care așteaptă numai să te împiedici. Nu cred, are și Oleg oamenii ăștia care așteaptă să se împiedice. Da. Ce au cu el, că abia s-a lansat la România Au Talent, abia îl cunoaște lumea, în loc să-l încurajeze? Nu, sunt oameni buni. Dar sunt care așteaptă. Numai dumneavoastră la emisiune ați vorbit din încălțăminte că tufleuleac mai mari. Au vorbit toată Moldova. Nu de ce își cântă, dar mai mult de încălțăminte. Dar pentru mine era un moment în care admiram faptul că Oleg a spus aici la emisiune atunci, pentru cei care poate nu înțeleg despre ce este vorba, că și-a cumpărat o pereche de pantofi mai mare pentru că el crește foarte repede, că e adolescent. Și când crește. Nu sunt bani să-și cumpere o dată la 3-4 luni pereche de pantofi. Domnul Cătălin! Hai de aici, Oleg, vino și tu aici, vino tu măcar. Hai că am mutat aici, mă întorc în garsoniera mea. Cum uite aici, bucățica noastră. Dar dați să vă spun că deja pantofii... Că să noi lângă mama. Pantofii sunt mici deja. Nu cred, vei, ai crescut. Da, pantofii sunt mici. Nu. Dar de asta zic, pe mama ta, uite, o doară chestiile astea și te doare ca părinte da, când nu, vezi. Că... O dor, nu? Te auzi, m-au durat atât. Nu, am analizat cum lumea judică, adică am văzut cum așteaptă alții anumiți ca el să împiedice. Dar și mai mult, acum ies multe site-uri făcute cu fotografia lui Oleg, scriu la oameni mai în vârstă că... Tot ați fi bine. Da. Scriu ca să îl adică Oleg cere ajutor. Deci, oameni buni, aveți grijă la paginile acestea, pentru că și noi pe Facebook dăm mii de euro și nu suntem noi. Nu, sunt pagini fake, pagini care, practic, vor să-i scrocheze alți oameni, da, din păcate. Da. Atenție mare la rețelele sociale, pentru că e o problemă uriașă. Dar acum când vedeți așa că v-ați sacrificat mulți ani din viață pentru Oleg, sunteți fericită că e bine Oleg. Eu, toți copiii mi-am educat. Eu nu, pentru că Oleg mai are un frate și o soră. Da, eu nu înțeleg părinți care până la 30 de ani dau la copii genți cu mâncare și bani. Eu nu înțeleg. La mine copiii toți de la 15 ani își făcut banul lor. Cel mai mare, creștea viței, iepuri, strângea... Să muncească, să se descurcă, da, descurce pe propriile picioare. Eram studentă când la universitate a venit un american. Era un om foarte bogat, milionier. Și noi nu prea înțelegem limba engleză, dar învățătorul ne traducea. Noi am și ascultam că așa e de bogat, ne închipuim eu, dar ce fac copiilor? Cred că stau numai cu picioarele la televizor în sus și stau, adică numai se distrează. Și întreb, domnul profesor, eu tradus, zici că și întreabă, dar copiii dumneavoastră ce fac? Dumnealui a spus că copilul stă în subterană și vinde ziare. Eram student, încă nici nu eram căsătorită. Așa m-am gândit, un om bogat, care el are de toate, copiii pot să nu facă nimic. Adică are toți banii din Da, și copilul toată viața poate să trăiască, să nu muncească. Dar îl educ într-așa fel, ca el să știe prețul banului, deci să știe mare, apoi munca. Cred că asta mi s-a întipărit mie în cap, că toți copiii am educat într-așa mod. Fata de la vreo 14-15 ani dansa la nunț și făcea părul, adică era învăța vara la școlile profesionale de astea, ca pentru dânsa, mă gândim că e fetiță și să nu facă cheltuieli de bani, l-a făcut un aranjament de păr la unghi, dar până la urmă eu rămas în Londra și lucrează în domeniul ăsta. Deci cu muncă adică se poate și de asta e multă muncă
și întotdeauna nu doar să ai pretenția că ți se cuvine totul. Toți copiii, m-am gândit și nici la dânsul, el parcă îmi pare că e mai năstrușnic, nu m-am gândit în nici domeniul să sară. Nu vă așteptați cum să fie artist? Nu. Acum sunteți mândră de el, că nu-i vedeți peste tot? Sunt foarte mândră, mai ales sunt mândră că el înțelege, la vârsta lui, el foarte bine înțelege viața. Asta mai rar, nimeni parcă eu nu înțelegeam la vârsta lui. Vorbiți atât de multe când mergeți pe mașină? Vorbim așa, prietenește. Atât de multe de vorbit. Cred că drumul ăsta vă și apropie mult da, mai tare, foarte, nu? Foarte mult. Că toată ziua împreună. Da, noi mergem astăzi, am venit la București. Mâine avem emisiune la Chișinău. Mâine avem o zi de naștere la Chișinău, cu sărbătoarea de 8 martie. Pe soția cu Eva să o felicităm. Pe urmă să mergem la... În Suedia mergem. Adriana Ochișanu și cu un grup din România. Venim din Suedia, mergem la Suceava, avem o nuntă. Data de 11 iar emisiune are la un radio în Chișinău. Eu mă bucur că oamenii pot să vadă cum ți se poate schimba viața, în primul rând atunci când muncești mult de tot. Pentru că despre asta e vorba. Foarte am nori care are de acum 2 copii și eu îi spun, mama și prinț, adică nu numai trebuiește să-i hrănească pe copii și să-i îmbrace, să aibă grijă să doarmă la vreme. Astea, nu numai asta trebuie, trebuie să-i hrănească și sufletește și prin diferite metode ca să le găsească la copil, prin și să evidențiază copilul. Da. Să muncească asupra lașei și copilul se evidențează și place. Dacă îi place, succes. E garantat succes. Da. Oameni buni, el este Oleg Spânu, așa îl găsiți pe Instagram, așa îl găsiți pe Facebook, e un băiat extraordinar. Oleg, noi ne vedem săptămâna viitoare la Londra. Da? Cu mare nerăbdare aștept. Nu, bine și eu și toți românii din diasporă, cum spuneam, și în aprilie în Germania, uite dacă să-i saltăm și acum când pleci tu în Suedia, nu? Da. Să ai baftă, Oleg, și să o asculți pe mama ta și să aveți grijă pe drumuri. Mulțumim. Da? Ne cânti acum? Da, vă cânt. Hai, scena aia ta, ia uite-te aici, lumini, reflectoare, camere de filmat, de toate. Intră în scenă Oleg Spânu! Și-am pus dorul meu în ea, pentru tine, scumpă mamă. Am pus firul de mătase și-am cusut cum știu mai bine tot ce sufletul îmi lasă, dragă mamă, pentru tine. Pentru mama, și dă-mi fi cumva departe.
Foarte frumos, Olex, până oameni buni, ascultați-l și urmăriți-l pe Instagram, Facebook, peste tot. Olex, ai drum bun spre casă și mulțumim mult! Mulțumim mult! Sănătate și doar sănătate! Și Doamne ajută! Cu Doamne ajută, da? Da! Mulțumim mult de tot, Olex!